Principiul Pareto, numit și regula 80-20, afirmă că adesea 20% din cauze generează aproximativ 80% din rezultate, iar restul cauzelor sunt responsabile de celelalte rezultate. Sau ca o regulă simplă de dezvoltare personală, 20% din efort generează 80% din succes. Principiul a fost descoperit de economistul italian Vilfredo Pareto, care și-a dat seama inițial că 20% din păstăile de mazăre din grădina sa produceau 80% din totalul boabelor de mazăre, apoi că 80% din terenurile din Italia erau deținute de doar 20% din populație. De-a lungul timpului, principiul a devenit o regulă de bază valoroasă care permite minții noastre să înțeleagă tot felul de distribuții complexe, să se concentreze asupra elementelor esențiale și să stabilească prioritățile pentru ceea ce urmează să facă. Proprietarii de afaceri, de exemplu, își dau adesea seama că aproximativ 80% din venitul unei companii provine de la doar 20% din clienți și, ca urmare, știu cui să-i acorde o atenție specială. Constructorii care descoperă că 20% din pericole duc la 80% din vătămări pot lua măsuri de precauție importante pentru a elimina riscurile. Iar inginerii software care știu că remedierea 20% din cele mai raportate erori elimină 80% din probleme, își pot dedica timpul acestor 20% și le pot lăsa pe celelalte 80% să continue să-i deranjeze pe oameni. Oricât de util ar fi regula, Pareto însuși a avertizat să nu ne bazăm prea mult pe acest principiu atunci când a spus: oamenii își urmează sentimentele și interesul propriu, dar le face plăcere să-și imagineze că sunt ghidați de rațiune. Astfel, ei caută și găsesc întotdeauna o teorie care, a posteriori, face acțiunile lor să pară logice. Dacă această teorie ar putea fi demontată științific, singurul rezultat ar fi că o altă teorie ar înlocui-o pe prima cu același scop. Ce părere aveți despre regula 80-20? Unde poate fi aplicată? Și unde avem nevoie de o analiză mai amănunțită pentru a înțelege pe deplin ce se întâmplă? Împărtășiți-vă gândurile în comentariile de mai jos. Dar fiți atenți! 20% din răspunsuri ar putea constitui 80% din conversație.